bună, dragilor, și bine v-am regăsit. Haideți să vedem cum veți sta cu dragostea voi, cei din Zodia Leu sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Leu, în perioada 1-15 mai 2023. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, unde puteți afla absolut tot ceea ce vă interesează, nu ezitați să-mi lăsați un like, un coment, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520, număr pe care îl găsiți și în descrierea acestui video. M-am obișnuit să vorbesc tot timpul când deschid cărțile, da? Când le așez, și am încălcit mesajele. Nu. Deci dacă vă doriți o citire personalizată, mă puteți găsi în particular. Bun. Aveți și un mesaj suplimentar. Lăsați ceva în urmă sau este indicat ca unii dintre voi să lăsați ceva în urmă, pentru că analizați și reanalizați și discutați și readuceți în prezent anumite situații care nu se mai pot schimba. Și voi ce faceți prin lucrul acesta? Trăiți în umbră, pentru că nu puteți să vă bucurați de prezent și nici nu vă puteți face planuri de viitor, pentru că nu vedeți un viitor atâta timp cât nu vă detașați de anumite lucruri. Și văd și anumite jumătăți de măsură. Se pare că unii dintre voi vă cam mulțumiți cu puțin și nu vă stă în fire și în caracter acest lucru. Haideți să vedem care este energia principală. Da? Trebuie să lăsați ceva în urmă. Vă este greu. Nu vă convine că ați muncit, ați luptat, v-ați bătut, v-ați implicat, ați investit sentimente, timp și așa mai departe și nu prea ați vrea, dar vedeți că nu aveți o altă soluție și lăsați tot ce ați clădit până acum în urmă și mergeți, pentru că știți și simțiți că meritați ceva mai bun sau că anumite lucruri trebuie să se clarifice odată pentru totdeauna. Veți ieși învingători, victorioși dintr-o situație sau dintr-o discuție, de exemplu, dar se vor spune multe. Foarte multe lucruri de care poate unii dintre voi nici nu le-ați auzit până acum. Haideți să vedem. Este vorba de o relație care a crescut cumva foarte rapid, dar totul a fost fals și lucrul ăsta creează decepție. Deci ce s-a întâmplat până acum parcă n-a fost real și în urma discuției veți afla multe. Dar ce se va întâmpla? Veți da dovadă de multă putere, veți accepta situația care vine în viața voastră, pentru că vă dați seama că aveți de face cu o persoană foarte arogantă, o persoană care își pune pe primul plan interesul și e vorba de o pauză. Poate fi vorba și de un moment în care voi trebuie să stați cu voi înși vă și să nu aveți bătăi de cap din jurul vostru. Aveți nevoie de liniște, de liniștea voastră. Ce va gândi persoana iubită? Această persoană văd că este plină de dragoste și pornit așa pentru noi începuturi, dar nu acționează. Deci se gândește la voi, simte ceva pentru voi mai profund, dar stă și așteaptă și nu vă dați seama, nu înțelegeți, bun, omul ăsta mă iubește, dar de ce nu mi-arată, de ce nu mă caută, de ce nu-mi dă un semn? Pentru că stă și analizează foarte mult, sunt niște secrete care vor ieși la iveală și vă veți da seama de ce persoana aceasta nu spune ce gândește, pentru că se gândește la voi. Este o persoană care poate purta o mască într-adevăr, dar oricât s-ar chinui să ascundă adevăratele sentimente față de voi sau adevăratele gânduri față de voi, nu o să reușească, pentru că sunteți naivi și vă dați seama. Ce va simți? Furie în momentul în care vă dați seama că vă iubește. Nu prea ar vrea să-i descoperiți aceste lucruri, pentru că nu o să le mai poată ascunde și devine vulnerabil sau vulnerabilă și va încerca să se apere. O să mintă, o să spună că să nu mai credeți ce auziți, că sunt bârfe, că nu este adevărat, că nu știu cui s-a părut, dar nu. Această persoană încearcă să se protejeze pentru că vă iubește, dar vedeți că aveți un spion în jurul vostru care îl cam pune la zi cu informațiile, ei cam suflă tot ce se mișcă, văd și o relație la distanță, poate fi vorba și de o răceală în anumite situații, dar nu, e o pauză. Să știți, chiar dacă a avut loc o despărțire cu ceva timp, acea persoană încă vă iubește foarte mult. Pentru ce aflați într-un cuplu, voi sunteți în elementul vostru, veți străluci, veți fi ascultați, veți fi iubiți, veți fi apreciați. Deci voi veți avea ultimul cuvânt, să spunem așa. Veți deține controlul în relația voastră de cuplu, iar lucrul acesta o să aducă vindecare, bucurie, o dorință împlinită, pentru că ați trecut poate pentru o perioadă foarte grea. Se mai fac anumite excese aici din iubire, dar nu într-un mod negativ. E ca și cum e care pe care, care iubește mai mult, care se implică mai mult, care oferă mai mult. E foarte amuzant faza asta cu relațiile la unii dintre voi, pentru că vorbim de relații pe care greu le-ați dus până acum și în sfârșit, de acum încolo începeți să vă bucurați pentru toată suferința care ați avut-o. Ați trecut și prin foc și prin vânt și prin, nu știu, furtună, prin toate pentru persoana aceasta și vine o perioadă în care să vă bucurați cu adevărat de cuplul vostru și să priviți așa adânc în suflet. E o perioadă de vindecare pentru multe relații, dar să știți că multe pleacă de la voi, dar nu de la persoană, doar dacă aveți un semn de foc în relația voastră, berbec leu săgetător, dar vă văd în elementul vostru. Pentru cei aflați într-un trio amoros, se cam zdruncină anumite legături, căsnicii care se cam dărâmă dintr-o dată. Atenție la neatenție, pentru că relațiile acestea care apar, au apărut, ies la iveală și se cam zdruncină. Pe unii, nu știu, în alte situații, parcă acea persoană divorțează pentru voi sau voi pentru el sau ea. Dar vedeți că această joacă, această dorință, acest risc, până la urmă este și un risc pentru unii dintre voi, vă poate crea un gol imens în suflet. Poate fi o perioadă în care multe lucruri din destin se vor arăta. Dacă sunt dintre voi care ați apelat la ritualuri, la dezlegări, la legări, la nu știu, orice de genul acesta, vedeți că lucrurile nu se întâmplă așa cum vi le-ați propus. Ceva se clatină. Poate fi vorba de o curățare foarte puternică pe care ați făcut-o unii dintre voi și se va vedea acum, pentru că văd că binele învinge. Cei care ați lucrat curat, cu lucru curat, veți avea parte de reușită în dragoste. La aceste povești de trio amoros mă refer. Pentru cei singuri, văd o dragoste frumoasă. O întâlniți într-un mediu familiar, să știți, pe această persoană. Reluați o legătură cu cineva și văd foarte multă implicare, foarte multă iubire. Pentru că depășiți o supărare, o jale, un regret, nu știu, sunt lucruri nebunești pe care le veți face, pentru că depășiți un moment de suferință și vă bucurați de tot ceea ce vine. Și cunoașteți pe cineva, e un mediu familiar, vine cineva în casa voastră, reluați o legătură, dar parcă totul se întâmplă pe repede înainte, sau reluați o poveste de dragoste. Provocarea vine pentru o energie masculină, poate un semn de pământ, ori fecioară capricorn. Avem mesaje suplimentare. Ați avut niște probleme, nu e un conflict cu, această persoană care nu-și exprimă sentimentele și el, sau e un el care pleacă. Sau cel puțin așa spune. Ia să vedem. Dar vine tot el, vine către voi cu o ofertă de dragoste. Poate fi și situația inversă, da? Voi să fiți și în cazul domnilor, da? Să fie vorba despre persoană care s-a băgat între voi și persoana iubită, persoana din familia iubitei voastre, poate, dar văd și fericire care va veni către voi. Dar întâmpinați un hop din cauza unei intervenții din exterior și aici lucrurile se pot complica pentru că aduce multă îndoială. Surpriza vine cu o rapiditate, cu o veste rapidă, cu o vindecare, o rezolvare într-o anumită problemă și văd foarte multă stabilitate, siguranță, un succes pe care îl aveți din punct de vedere amoros, așteptarea la ea sfârșit, se schimbă ceva și veți da dovadă de multă putere, de mult curaj, de multă seriozitate, aș putea să spun, ca să vă detașați de o suferință, pentru că vă văd aici așa supărați. Supărați, necăjiți, dar văd că lucrurile acestea se vor vindeca și multă atenție văd că veți acorda unei persoane. Sfatul vine cu energie feminină, poate un semn de apă, rac, scorpion, pești, care o să vă ajute să scăpați de o problemă sentimentală, e persoană de la drum care vă schimbă viața, poate fi vorba de o persoană cu har care aduce ceva nou în viața voastră. Văd o căsătorie, poate o discuție între patru ochi pe care veți avea cu cineva, este importantă pentru dragostea voastră și văd un nou mod de a aborda dragostea. Aici văd și familii cu copii pentru unii dintre voi. Trebuie să depășiți o greutate, să luptați, să ascultați de cineva. Mi este ca și cum trebuie să, ori să fiți mai puternici, ori mai deschiși, mai puternici emoțional pentru a vindeca o rană, dar văd o perioadă foarte benefică din punct de vedere amoros, pentru că aveți parte de situații din soartă, din destin. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!